Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. În acest video, oameni buni, o să vorbim puțin despre problema rostului, să zic așa. Ați văzut în primele secunde ale acestui videoclip acel lățișor de pe ușa de la intrare unde locuiesc purceii, da? Și scroava, și ați văzut că este roasă. Purceii fiind mici, ca orice animal, cățel, purcel și cei care se mai ocupă cu astfel de treburi, cu curiozitatea în general, pentru că animalele sunt curioase, ați văzut că a ros acel laț, altceva neavând de făcut. În minutele ce urmează, vă voi arăta cum putem combate, să zic așa, acest lucru, punându-le la purcei acel lanț agățat de tavan în mijlocul boxei. Probabil ați mai văzut și în videoclipurile mele mai postate ceva timp înainte. Vizionare plăcută! Observați, oameni buni, că dacă am pus acel lanț, scroafa s-a apucat de cel care este pus la ușă pentru a o închide, iar purceii, foarte curioși, se joacă cu celelalte lanțuri agățate de tavan. Pur și simplu este agățat de tavan. Având acest lanț agățat, ei uită să mai roadă gardurile la coteață, tot ce e din lemn, practic. De ce se pune acest lanț? În afara faptului de a evita rosul din acel lanț, purceii, oameni buni, își iau și fierul în corp. Am văzut foarte multe întrebări în secțiunea comentarii legate de acest lucru. Mi-aș cerut să mai fac încă un videoclip, l-am făcut. Practic pentru ei este o joacă și în același timp le face și poftă de mâncare atât purceilor cât și scroafei. Ideal este să puneți, cum am pus eu, două bucăți de lanț. În momentul în care îl atinge să zângăne,
după ce burgeii s-au jucat cu acel lanț, urmează masa, bineînțeles. Le-am făcut poftă de mâncare. Mănâncă atât uscat cât și umed. Cu siguranță mulți dintre voi aveți probleme cu gardurile unde stau porcii, ba le roade, ba dușumeaua, ba și mai departe. Puneți lanț, oameni buni, și veți vedea diferența. Deci, încă o dată, oameni buni, mă repet, pe scurt, lanțul se pune pentru a le distrage atenția să nu mai roadă. Un lucru foarte important. Iar al doilea lucru foarte important, porcii asimilează fier în corp din acel lanț. Dacă vă place, oameni buni, ceea ce fac și v-a plăcut și acest video, nu uitați să vă abonați acolo, să distribuiți, să dați un like, nu vă costă absolut nimic. Haideți să devenim o comunitate cât mai mare pe această platformă numită YouTube. Până data viitoare, toate cele bune din partea mea, numai bine și tot respectul meu.